Centrul capitalei, strada Albișoara, o zonă în care sute de oameni în fiecare zi merg pas în pas cu riscul. Acest trotuar este impracticabil de mai bine de un deceniu. Pentru a evita accidentele, oamenii sunt nevoiți să meargă direct pe autostradă, astfel punându-și viața în pericol. Păi uite, e fermat aici și nu e observați. E periculos? E sigur că e periculos. Și nu se vede. De cât timp stă așa trotuarul? Ușori ani, găuri unde întorci peste tot. Bezobrazie, это безобразие, уже лет 12, наверное. Tare bun. Noaptea cel mai bine, eu trăiesc aici. Poți să rupi și capul și om bătrân de 8 și merge pe partea asta. Mai mult pe... mi trebuie mașină de semnă. Da, așa eu înconjor, eu de mult aici. E cam bunișor. Da, de ce mergeți pe autostradă și nu mergeți pe trotuar? Da, de ce merg? Ce să-i rup șoarele? Piața Centrală, un loc în care mulțimea este o noțiune constantă. Chiar în mijlocul străzii este un crater desprins parcă dintr-un film de groază. Trecătorii se declară indignați de nepăsarea autorităților. Consider că asta nu este normal, că oamenii stau în stradă și când mergi din urma la altul om, e nu poți să vezi că te duci, deodată poți cași să rămâi caleg pe viață. Trebuie să iei măsuri oricare, în fiecare zi trebuie să uite cineva. E foarte strașnic și pentru un copil, dar pentru un om matur încă de 2 ore mai greu. Mergea un om orb, într-adevăr, și eu am stat pe groapă că se poate trece omul, că într-adevăr dacă el capte să caleșească. Destul de periculos pentru popor. Groapa s-a format de mai bine de 2 săptămâni în mijlocul drumului. Pentru că deja au avut loc accidente și pentru că cei aleși să-i apere nu au reacționat în niciun fel, vânzătorii de la piață au încercat să rezolve problema pe cont propriu, măcar temporar. Solicitat de Realitatea TV, șeful Direcției Municipale Transport și Căi de Comunicații, Igor Gamrețchi, a declarat că gropile s-au format nu din cauza asfaltului de proastă calitate, ci din cauza rețelelor de apă. Funcționarul susține că va verifica și va încerca să găsească soluții pentru această problemă. Trotuarele, pistele pentru bicicliști sau parcările sunt lucruri obișnuite pentru orice oraș european. La Chișinău acestea ori sunt inexistente sau sunt făcute de mântuială. Totuși, locuitorii capitalei trăiesc cu speranța că bunele intenții cu care este pavat drumul spre un oraș european se vor transforma în lucruri făcute ca la carte.